Pe parcursul sarcinii se consideră importantă evitarea surselor alimentare de metilmercur, cum ar fi fructe de mare, creveți, crab sau scoici, ton, rechin, macrou sau pește spadă, din cauza riscului de dezvoltare neurocognitivă deficitară a copilului. Însă, orice pește sălbatic poate conține mai mult metilmercur decât peștele de acvacultură, în funcție de cât de poluată a fost apa din care a fost pescuit, iar din cauza depozitării preponderent hepatice a metilmercurului în ficatul de pește și suplimentele cu acid graș omega-3 din ulei de pește pot conține metilmercur. Deci, pe parcursul sarcinii, nu avem recomandarea evitării consumului de pește, ci recomandarea consumului moderat de pește, adică una-două porții pe săptămână. Dacă se poate pescui din ape nepoluate sau, mai precaut, de acvacultură și evitarea suplimentelor alimentare cu acid graș omega-3 din ulei de pește.